Uite cum mi se ridică curul la suprafață. Hăți cu bună dimineața, hăți Johnuțule, din ciclul povești de pe lângă compania Colos Maimuțăreli în pexrl.com, Johnuțule, mergem să ne întâlnim cu Mamișorescu, să ne dea o copie după buletin Xerox pe care va semna în conform cu originalul și să ne semneze și în calitate de asociat la un super brand care va fi un colos de milioane de euro cifră de afaceri, Dorian Popa, hăți Johnuțule, trebuie să semneze actul constitutiv și încă ceva, pentru că vreau să dau drumul la contul bancar. Știți foarte bine, am fost ieri la bancă și am întrebat ce mai este de făcut. Mamișor este asociată la una din firmele mele, Johnuțule, pe care am deschis-o acum de curând. Așa că avem nevoie de semnătura dânsei, după care trebuie să vă recunosc că dacă ar exista sintagma, nici n-am dezmijit bine ochii, aș folosi-o, pentru că nici nu m-am trezit bine, Johnuțule, că m-a sunat Lucian. Gata, Johnule, poți să-ți aprind și pozițiile pe spate când este zi și poți să-ți pun și toate culorile, pentru că am comandat nu știu ce, vine la ora nu știu care, te aștept la minutul nu știu care, zic. Luciene, hai ușor că nu chiar așa grabă, zic, lasă-mă un pic să dezmijesc ochii, cum spuneam mai devreme, și revenim, așa că avem ceva treabă. Meanwhile, acasă, așteptându-i deja pe cei de la Euforia, care aduc în sfârșit dulăpiorul de pe frigider, Johnuțule, așa că în sfârșit avem o zi plină, ochi și productivă, și în sfârșit putem să spunem că am încheiat și cu bucătăria în casă, Johnuțule, de când aștept dulăpiorul ăsta. Revenim. Aici în coapă, cărțoaga noastră, hăți Johnuțule, o așteptăm pe Mamișor, precum pe directori, cu pixul în mână. John, nu știu de unde am pixul ăsta, uite, scrie John. Nu pot să semnez cu acest pix, nu este de înălțimea mea. Sanchi, nu mă, e o vrăjeală, dar nu știu de unde l-am, nu vezi că s-a și luțat acum, pentru că este doamna asociat Popa și trebuie să ne dea câte 3 semnături, Johnuțule, pe fiecare din ăsta. Fiecare semnătură înseamnă 100.000 de euro. Păi așa că mi s-a blocat situația pe trahe. Se pare Mamișor, corect, până la cele 300.000 de euro pe care ți le datorăm astăzi, hai să semnăm totuși, zic eu, și revenim în tuse după ce rezolvăm cu actele. Se întreabă Mamișor de ce în România nu-i ca în Germania. Răspunsul simplu ar fi pentru că nemții nu-s români și invers, Johnuțule. Dar e frumos la noi acasă, ne place, nu contează. Trebuie să te agiți. Mergem înainte, totul va fi bine. Te agiți un pic mai mult pentru rezultat, dar important e că rezultatul există și în românica noastră, Johnuțule, cu puțin efort. Mamișor, îți mulțumim. Mamișor a recunoscut off camera că are și ea pix în geantă și că doar s-a alintat pe filmare. Opa, joacă pe asta. Și acum, Mamișor, te pupăm. Hai, bye. Ne îndreptăm către bancă să depunem actele ce le-am dobândit astăzi. Proaspăt semnate, Johnuțule, după care direct către Lucian mergem să facem culorile și, mai important decât orice, pozițiile alea pe spate. Hai, da. Eu v-am zis că am venit la cei mai buni, Johnuțule, ce n-am avut eu, dar ce n-au avut ei, s-o-mi bag mâna în foc. Lucian, spune-ne și nouă, în termen de ăștia, de oameni normali, ce s-a schimbat de ieri până astăzi și cum i-ai dat de cap? Deci, ce poți să ne spui fără să ne omori? După update-ul de la BMW, au sigilat vizualizările de culori, au trecut în hexadecimal, adică în niște parametri de cifre, care nu mai pot fi vizibili să poți să codezi ce vrei tu. Automat trebuie un calculator de culori să treacă din RGB în hexa sau invers și poți să codezi culorile, să faci niște nuanțe din ele. Acum avem un calculator de culori și acum vom coda și stopurile de spate să meargă pe daylight in și out și cel de pe haion și cel de pe aripă. Vă spune fratele vostru că de asta am venit eu în principal, Johnuțule, când mi-a zis că poate să-mi aprind alea de pe spate. M-a bucurat mai mult decât pe partea de culori. Eu oricum am un discromatism de care subscriberii mei știu, dar să știi că am sesizat așa, galbenul l-am văzut ieri, nu era nici întunericul maxim, dar între cele două albastru nu mi s-a părut diferența neapărat. Acum o să facem diferență. Rezolvăm, Johnuțule, ce este de rezolvat și decolăm repede spre casă, pentru că încă o lecție de dresaj de-a lui Cheluțu va fi în plină desfășurare, iar astăzi, pentru prima oară în viața lui de când este adoptat, va primi cărniță drept recompensă, pentru că încă nu vedem rezultate în privința coțăielii, Johnuțule, așa că am decis împreună cu dresorul să trecem la fapte serioase. Recompensă, cărniță, tată. Revenim după ce termină Lucian tot ce-i de softat. Exact cum vă spuneam, Johnuțule, dacă știți acel moment clișeii când vine copilul și își dă de gol părinții, a venit Bogdan la mașină și a zis: bă, dar n-a avut somn aseară, bă, stătea și decoda, nu știu ce făcea acolo. Mulțumim, Lucianu, pentru rapiditate și profesionalism. Altă viață, mă, când se aprinde fundulețul și pe zi, mă. Dar de ce, mă, dacă îi zici să fie fundulețul stins? Ciocănim repede spre Domnești, Johnuțule, sperăm să nu prindem foarte aglomerat, pentru că suntem în semi-întârziere, este 1:20, hai să vedem cât facem până acasă. Hai da. Hăs, Johnuțule, am venit într-un suflet, iar Cristi, dresorul nostru,
nostru, profesorul lui Cheluțu, Gionuțule, este deja la a patra întrevedere cu el și astăzi văd că, mă, să știi că am zis pe YouTube că o să-i dăm niște cărniță. A rămas doar la cașcaval, Gionuțule, întrucât în graba Bucureștiului n-au prins nimeni, dar are cașcaval, nu vrăjeală. Și astăzi studiem teama lui Cheluțu de apă, sau nu știu cum să-i spun. Cert este că dacă cineva intră în apă peste gleznă, da, el începe să latre frenetic, nu se oprește din ceea ce face până când nu a ieșit din apă. Mai mult de atât, dacă ești pe lângă marginea piscinei, evident, nedorind să facă rău, să te agațe cu dințișorii, mă, Cristi. Știi, să el te salvează de la nec mai dulce, da, mă, dar latră până spăcăne creierii în cap, mă. Din păcate, emoțional, el nu poate să gestioneze treaba. Motiv pentru care are nevoie de expunere graduală și de sensibilizare clar. Noi ne-am jucat un pic până să ajungi tu. Uite cum reacționează la cașcaval gola, nu mi se pare corect. Ce vreau să înțelegi este că prima chestie pe care am făcut-o, deși mi-am luat short-ul. Așa. Prima dată când fac treaba asta la un client. Băi, mă bucur să știi. Eu chiar îmi doresc K9 Dokeb, a, ce tare. Eu chiar îmi doresc să reușim să-i dăm de cap, pentru că deși este, știi cum ai spus că ai venit aici pentru că ai văzut că este un proiect adoptat. Băi, eu zic, eu cred că se poate toarce, mă, pe drumul cel bun. Cu siguranță. Cu trudă, cu tot ce trebuie. Nu renunț în momentul de față la tricou, ok? Clar nu-i place ideea de piscină, pentru că el simte ce urmează, Gionuțule. Rămâi un pic pe loc acolo? Eu rămân pe loc. Hai să vedem. El are o problemă cu apa, Gionuțule. O să vedeți exact în momentul ăsta. Prima chestie pe care o fac este să prezint zona asta altfel decât o știa el. Din punctul lui de vedere, acum se intra direct în apă, urma să facă tot circul ăla pe care îl face. Expun gradual câine. Simplu fapt că îmi dau jos papucii, pentru el înseamnă cumva jihad. Anticipează, sărac. Opa, opa. A, deci nu mă duc mai mult de atât. Extraordinar. Uite cum îl mobește. Nu mă duc mai mult de atât. Ajut câinele cumva până în punctul ăsta să înțeleagă că e safe. Păi în stilul ăsta mănâncă 6 role de cașcaval până ajung la... Păi să mănânci oricum în fiecare. Uite-te, mă, la golan, mă. Uite-te și tu cum îi aruncă în partea cealaltă ca să nu vadă, dar el tot cu ochii. Și apoi îi dau să mănânce din mână. După ce am explicat câinele că această etapă e ok și că n-ar trebui să-și bagă griji, yes, nu întind mai mult decât poate să-mi ducă câine. Ah, ok, tot adică nu-i forțez nota. Nu forțez. Dacă aș trece de pragul ăla, cu siguranță aș obține exact ce ați avut și voi. Respectiv acea agitație și acel lătrat și acel comportament haotic. Și apoi iarăși revin în zonă, dacă să observ mișcările mele cât se poate de largi. Nu am nevoie să-i dau foc și mai mult decât eu, săracul are. Ok, tată, mi se pare super fresh, dar ce facem cu cașcavalul pe care îl consumă în acest timp? Zici că e 5.000 benzină al nostru. 6.000, da. Și acum mai coboră treaptă, să înțeleg. Sunt curios și el de câinele. Într-adevăr, el deocamdată e destul de relaxat. Exact asta îmi doresc să fie. Foarte important pentru mine ca răspunsul lui să fie ăla de care eu și el avem nevoie. Păi, deci dacă intră Cheluțu în apă... Are problemă la ambreiaj în momentul de față. Da. Patinează un pic ambreiaj, după cum observi. Nu vreau să forțez câinele. Pot face o sugestie de lesă câinelui fără să-l împing. Observ că în momentul de față interesul nu mai este ăla să vină să mai. Aici poți să cresc un pic miza, dacă e cald. Gionuțule, mi se pare fabulos ce reușește Cristi să facă acolo, pentru că în momentul în care eram acolo în piscină și mergeam, deci lătra precum un nebun. Îl mai lăsăm pe Cristi să-i mai facă două, trei chestiuțe, după care revenim când avem ceva concret. Dacă ne ajută, Doamne, Doamne, să intre Cheluțu în apă, de bună voie și nesilit de nimeni, eu vă dau cuvântul meu de onoare că mă arunc îmbrăcat în apă. Promit. Foarte important să nu bruschesc câinele. Bă, deci nu pot să cred că Chelu stă în apă. Ce face mâncarea din cățel, bă? De fapt și din om, da. Gata, hai să nu-l excit eu acum cu stilul meu propriu. Deci uite-l, mă, cum stă în apă fără să-l atingă. Așa ceva nu-i posibil. Uite cum mi se ridică curul la suprafață. Nu pot să cred, mi s-a făcut pielea de găină, Gionule. Uite, mă, cum e cu mâncarea, mă, cum... Bă, nu m-aș fi gândit să-i dau de mâncare în piscină, vă dau cuvântul meu de onoare, am pielea de găină în continuu pe mine. Deci uite-te la el, mă, cum nu pot să cred în noată pentru mâncare, mă. Ce să mai, mă. Super, tata, hai vină cu acea. Hăți, Gionuțule, deci bă, euforia, bă, băiatule, cum a venit ea acum ani de zile. Când eram aici, Georgiane, mai ții minte pe-n cărămizi, exact la începuturile alea nebune, Gionule, și a zis, bă, de la noi o să iei cea mai șmecheră bucătărie. Fiți atenți, vă rog frumos, cum arată, vino cu acolo. Fiți atenți cum arată MDF-ul ăsta lucios, vopsit, Gionule. Cam învățat în timp și diferența. Vezi, la început întrebam, acum știu despre ce e vorba. MDF-ul vopsit nu are canturi, Gionule, spre deosebire de cel care este placat direct sau nu știu cum, laminat, ciofi și trebuie să lipești cant la el, da? De acolo am înțeles și eu de unde lipsa canturilor urâte, muchiei negre și alte detalii pe care ochiul le vede, Gionuțule. Au venit băieții cu cele două blaturi, deci vom avea blat stânga-dreapta, ca cum vedeți mai bine.
tine, iar sus deasupra Johnule Undulă Pior, care îl va încastra pe acest frigiderescu urățescu. Credeam că o să găsim un frigider mai vedetă, dar se pare că am găsit unul care nu era chiar la locul lui, să spunem așa. Și venim direct cu mare Dulă Pior, care o să facă treaba. O să o închidă, mă. Știi cum e când pui cireașa pe tort și spui gata, bagă-i lumânări și servește-l? Același lucru o să se întâmple astăzi, de când așteptam Johnuțule. A fost o schimbare de plan, teoretic bucătăria noastră, da, trebuia să arate așa cum este ea acum, varianta finală, însă pe măsură ce am văzut ce se întâmplă cu frigiderul, am vorbit din nou cu cei de la Euforia și am căzut de acord că trebuie să facem acest Dulă Pior, care în sfârșit, în sfârșit va delimita frumos toată situația cu bucătărioara. Mamă, acum îmi dau seama, oare să fie nevoie să spargem plinta, văd eu acum? Păi nu, bună întrebare, lasă că întrebările spune și din spate, poți chiar să vii, Georgianu. În spate rămâne un luft. Lasă-l. Bă, Johnule, eu la o adică sunt dispus să sparg și plinta, pentru că ce facem cu plinta în spatele mobilei este întrebarea. Și vezi că ne aruncă cam un deget plinta. Uite, veniți să vedeți despre ce vă vorbesc. Ăsta e luftul. Ok, e luft și de la faptul că peretele, să spunem, nu e tocmai drept. Dar dacă scoatem plinta, luftul ăla dispare din start. Așteptăm să vedem dacă e nevoie să spargem casa sau nu. Hăți, Johnuțule, am avut două variante. Varianta mea e drept mai hulky și am zis, bă, spargem plinta, rezolvăm imediat, nu vede nimeni până la urmă, dacă vreodată va vedea cineva, reparăm fără nicio problemă. Și varianta băieților de la Euforia, care au fost un pic mai practici decât mine, Johnuțule, și au spus în felul următor. Bă, avem un iepuraș și au zis ei, zic, mamă, cum o arăta ăsta? De fapt, este un șoricel, din punctul meu de vedere. O fi poate un șoricel mai potent. Ce m-a fascinat este faptul că au un șoricel pe baterie, Johnuțule, pentru că i-am întrebat pe băieți. Bă, vreți să vă trag priză? Johnule, avem pe acumulator. Și acum, teoretic, au decupat un blat de MDF după modelul plintei. Mergem să rezolvăm și al doilea blat și după aceea o montăm direct, Johnuțule. Mi se pare foarte cool ei, ci că au teoria asta că nici o bucătărie nu trebuie să nu poată fi instalată perfect din prima zi, așa că au la ei tot ceea ce le trebuie pentru a putea remedia orice mică diferență care nu te lasă să pui în poziție mobilă. Noi îi dăm bice cu dulăpiorul din bucătărie, Johnuțule, și o să revenim cu el gata în vlogurile ce urmează, pentru că știți foarte bine, daily vlogul este la putere, chiar dacă mai lipsim o zi, două în weekend, când mai stăm și noi să ne relaxăm, suntem aici pe Meterengi în fiecare zi pentru voi, Johnuțule. Până una alta, nu uitați să dați subscribe, dori am popa și să aprindeți cotopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie, voie bună și foarte multă energie, suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și de ce nu a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați dați follow pe Instagram, Corile Veu, sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit domn Facebook și de asemenea țineți ochii pe www.dorianpopa.ro pentru cele mai cool surprize de mărci din 2020. Să aveți o zi și o cafeluță mirobolante. Sar pe noi ca pe tramul lumea.